Creșterea puilor de carne în efective medii poate fi privită ca o afacere economică rentabilă, obținându-se cu eforturi și cheltuieli minime rezultate satisfăcătoare pentru dezvoltarea fermelor mari. Iată un exemplu din Nicolinț. În anul 1977 a luat ființă la Nicolinț ferma de creștere și exploatare a puilor de carne în proprietatea familiei Stoianov. Ca orice început, mai ales în acest zbuciumat sector, a fost mai dificil. Tada je bilo popularno, krenula se u ekspanziju tova pilića na veliko. U to vreme sam ja radio u Vršcu u fabrici lekova i onda sam rešio da, s obzirom da volim životinje, da volim selo, da izgradim jednu farmu. To je bilo onda kreditiranje preko zelenog plana. Tako da sam ovdje našao lokaciju u Nikolincima, a već s obzirom da je to živa proizvodnja gdje je prisutno čovjeka 100%, morao sam 80. godine napustio Hemfarm i krenuo ozbiljno porodično da se bavimo ovim to. I to radimo sa nekim proširenjem, evo do današnjeg dana, i prenosimo na sina, na unuka, znači na generacije da se time bave. Familia Stoianov a început cu 17.000 de pui pe serie, iar la momentul actual dispune de o capacitate de 120.000 de pui de carne pe serie în 7 hale de creștere. Pe parcursul acelor aproape 3 decenii, capacitățile le-ați extins mereu. Care a fost motivul? Păi noi am avut dorința ca să extindem capacitățile, dar motivul e creditele. Din cauza că creditele ce le-am avut, capacitatea noastră n-a putut să le acopere și am trebuit să extindem capacitățile din cauza ca să putem fi rentabili pe piață. Și am luat Agroulma, am cumpărat firma care s-a ocupat cu creșterea puilor, a fost în Tecei și în faliment, și noi împreună cu mai o firmă am cumpărat-o. Noi am cumpărat fermele și ei au cumpărat fabrica de concentrat, niște silosuri și așa. Desigur că aceste obiecte le-ați dotat cu cele mai noi tehnologii, începând de la mașini și restul aparatelor necesare. Fermele au fost, fermele ca ferme, ca obiecte, au fost într-o stare destul de bună, însă n-au avut toate cele necesare pentru producția puilor și noi le-am reparat de la ferestre, uși, porți, pentru hrănit și pentru apă, aproape tot nou am luat și așa le-am reparat. În momentul de față, fermele dețin tehnologie de ultimă generație, ceea ce permite obținerea de performanțe în acest sector. Astfel, la 42 de zile, puii ating o greutate corporală de peste 2,5 kg. Dar care sunt investițiile? Investițiile nu putem concret să precizăm din cauza că la noi prețul la gaz, la gaze, la încălzire, la curent, la asta se schimbă. Se schimbă foarte mult tot, aproape și prețul la pui. Prețul la pui poate, ia ca acum se întâmplă de față, în momentele acestea prețul la pui în 2 zile a crescut așa de enorm că uneori nu știi ce să faci. Eu azi vin cu un preț, mâine pot 20-30 de dinari pe kilogram să iau mai mult, poi mâine și mai mult, dar pui nu poți să-i țin ca să aștepți prețul necesar. Investițiile la pui, când ne referim în procentual, în 100%, 70% costă hrana și puiul, în ale 30% e tot celălalt, și profitul,
curentul, încălzirea, medicamentele, vaccinațiile, lucru și așa. Cum vă descurcați cu furajele, deci aprovizionarea hranei? La fermele din Nicolinț avem hrana, o căpătăm din Perutnina Ptuj, din Sârbski Tevei. Este foarte bună, dar la fermele din Ulmu căpătăm fabrica din Velika Plana Stoposto. Așa că destul de bine ne descurcăm cu hrana. Nu e un problem așa de mare. Presupun că odată cu extinderea capacităților ați extins și piața. Imediat vă spun. Noi piața o ținem tot atât de extinsă cât am ținut-o. Noi suntem foarte, foarte apăsați de alte abătoare de claniți să lucrăm cu ei, însă noi lucrăm cu ei care siguri. În momentul de față este multe, multe abătoare și mulți cumpărători care nu v-aș plătesc. Și mai bine azi mai puțin bani pui să vindem decât să avem probleme. Pentru prima dată se acordă subvenții pentru domeniul avicol. Dumneavoastră însă nu le veți primi. Da, am fost bucuros când am auzit că fie subvenții și m-am încurajat. Însă subvenții capătă numai ăștia care țin găini de oat, dar noi cu creșterea puilor nu căpătăm din cauza că țara noastră spune că creșterea puilor e industrie și industria nu primește subvenții. Pe lângă membrii familiei, la cele 7 ferme sunt angajați încă 7 muncitori, iar familia Stoianov susține că pentru a reuși în această afacere trebuie să pui mult suflet și să îți placă ceea ce faci.